Bună, dragi copii, mari și mici! Sunt Maria și fac parte din echipa Iubichem. Ne apropiem de finalul anului în care Iubi împlinește 10 ani. Așa că v-am pregătit un mic cadou. Este vorba despre o povestioară. Franklin și Întunericul. Franklin putea să-și dea drumul la vale de pe malul râului de unul singur. Știa să numere înainte și înapoi. Putea chiar să-și tragă fermoarele și să se încheie la nasturi. Dar lui Franklin îi era frică de locurile strâmte și întunecoase, iar asta era o problemă. Pentru că Franklin era o broască țestoasă. Lui îi era frică să se bage în carapacea sa, mică și întunecoasă. Așa că Franklin, broasca țestoasă, își trăgea carapacea după el. În fiecare seară, mama lui Franklin luă o lanternă și lumină înăuntru carapacei. Vezi? Obișnuia ea să spună. Nu ai de ce să te temi. Mereu zicea așa. Ei nu era frică de nimic. Dar Franklin era sigur că făpturi stranii, creaturi alunecoase și monștri își aveau sălașul în carapacea sa mică și întunecoasă. Așa că Franklin plecă să ceară ajutor. Merse până întâlni o rățușcă. Iartă-mă, rățușcă, mie-mi-e teamă de locurile strâmte și întunecoase și nu mă pot strecura înăuntru carapacei mele. Mă poți ajuta? Poate, măcăi rățușca. Vezi tu, mie-mi-e frică de apa adâncă. Uneori, când nimeni nu mă vede, îmi pun aripioarele de not. Crezi că ele te-ar putea ajuta? Nu, zise Franklin. Mie nu mi-e frică de apă. Așa că Franklin merse ce merse până când întâlni un leu. Iartă-mă, leule, mie-mi-e frică de locurile strâmte și întunecoase și nu mă pot strecura înăuntru carapacei mele. Mă poți ajuta? Poate, răcni leul. Vezi tu, pe mine mă sperie zgomotele puternice. Uneori, când nimeni nu se uită, îmi pun căștile în urechi. Crezi că ele te-ar putea ajuta? Nu, spuse Franklin. Mie nu mi-e frică de zgomotele puternice. Așa că Franklin merse și merse și merse până când întâlni o vrăbiuță. Iartă-mă, vrăbiuță, mie mi-e teamă de locurile strâmte și întunecoase și nu mă pot strecura înăuntru carapacei mele. Mă poți ajuta? Poate, ciripi vrăbiuța. Mie mi-e frică să zbor prea sus, căci mă ia amețeala și cad la pământ. Uneori, când nimeni nu se uită, îmi deschid parașuta. Crezi că ea te-ar putea ajuta? Nu, zise Franklin. Mie nu mi-e frică să zbor sus și să amețesc. Așa că Franklin merse și merse și merse și merse până când întâlni un urs polar. Iartă-mă, ursule polar, mie mi-e frică de locurile strâmte și întunecoase și nu mă pot strecura înăuntru carapacei mele. Mă poți ajuta? Poate, mormăi ursul. Vezi tu, mie teamă de frigul din nopțile reci
și înghețate. Uneori, când nimeni nu se uită, îmi pun la culcare costumul de schi. Crezi că el te-ar putea ajuta? Nu, zise Franklin. Mie nu mi-e teamă de frigul din nopțile reci și înghețate. Franklin era obosit și flămând. Merse și merse și merse, până când dădu de mama lui. Oh, Franklin, mi-era așa frică să nu te fi pierdut! Ce-era frică? Nu știam că mamele se tem vreodată de ceva, spuse Franklin. Ei bine, ai găsit vreun ajutor? Întreabă ea. Nu, mai întâi am întâlnit o rățușcă și acesteia îi era frică de apa adâncă, spuse mama. Apoi am întâlnit un leu căruia îi era frică de zgomotele puternice, spuse ea. Și apoi am întâlnit o vrabie, căruia îi era frică să nu cadă, și un urs polar, căruia îi era teamă să nu înghețe de frig. Oh, spuse ea. Tuturor le era frică de ceva. Zise Franklin. Se făcu târziu. Franklin era foarte obosit și foarte flămând. Merseră ce merseră până ajunseră acasă. Mama lui Franklin îl servi cu o gustare rece și cu o îmbrățișare caldă. Apoi îl trimise la culcare. Noapte bună, dragul meu, spuse ea. Ei bine, Franklin știa ce avea de făcut. Se târâ înăuntru carapacei sale strâmte și întunecoase. Era sigur că zărise acolo făpturi stranii, creaturi alunecoase și un monstru. Dar spuse curajos: noapte bună! Și apoi, când nimeni nu se uita, Franklin, broasca țestoasă, ce credeți că a făcut? Ei bine, Franklin, când nimeni nu se uita, a prinse lampa de veche. Așa a reușit să scape de teama lui și de fiecare dată când îi era frică, aprindea lampa de veche. Mulțumesc, dragilor, că ați fost alături de mine. Vă îmbrățișez cu drag. Noapte bună!